Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Mai știu că în ultima vreme am postat numai Clash Royale, dar v-am zis, băi, m-a luat un chef de mor de Clash Royale. Nu știu cum, chiar și când nu filmez, mă mai joc. Și chiar îmi place extraordinar de mult, așa că îmi pare tare rău, dați un mare like și sper să vă placă și vouă, să vă simțiți bine, pentru că asta contează cel mai mult pe lumea asta. Ok, hai să vedem în ultima oară, eu v-am zis că eu filmez acum episodul pe episod și ultima oară am deschis un crown chest și am făcut primul token, care din păcate încă nu a fost acceptat, adică mă rog. Așa, hai să văd ce se întâmplă Electro Dragon ăsta, că nu știu ce e. Electro, nu-i cine știe ce din punct. A, și joc mai cu legendare, nu. Royal Ghost. Ok, ce mai avem pe aici? Skeleton Army, bineînțeles. Pekka. Majoritatea o să-mi folosesc tot decul meu, că poate îl câștig sau ceva de genul, nu știu ce se întâmplă. Zapul. Boom, Arrows. Minioni. Nu știu, mie îmi place decul meu de mor și n-am ce să fac. Ok. Battle. Hai să vedem cum ne descurcăm. Nu știu care e faza cu Baby Dragon-ul ăsta, practice. Prima oară când joc cu Baby Dragon. Să văd ce se întâmplă, ce face Electro Dragon. Vamă, dar văd că are elixir mare, deci nu știu ce să zic. Hai să văd ce face, dar nu pot să-l pun acum, nu? E un fel de Inferno Dragon? Sincer, chiar nu știu. N-am mai jucat cu el până acum și tocmai de aceea întreb. Aici sau aici? Haide mă, pune ceva. Ok, hai să văd ce-i cu Baby Dragon-ul ăsta. Din câte văd, se mișcă la fel de greu ca... Ah, ce greșeală fatală. Mamă, dar văd că e puternic Electro Dragon-ul ăsta. Adică se ține bine. Zap, boom, și te-ai dus și gata. Oh, mă, nu știu ce damage dă. Dar se ținea chiar binișor. Hai că am nevoie de pe cacalto, chiar că nu am ce să fac. Ce ai făcut, bossule? Ai crezut că pun Skeleton Army, a? Măi, dă-te, bă, de aici, mă. O să pun tot Wizard-ul în spate, pentru că exact de aceea. O să pun piticanile, ce v-am zis. A, dar până dau eu ăsta, sunt mort. A, am zis că reușesc. Nu am reușit. Dar măcar am prins hit ceva acolo. Bă, dar chiar dă hit ăsta, ești nebun așa? Adică nu mă așteptam să fie atât de puternic. Hai să mă duc direct. Dar oricum, s-ar putea să fie meci câștigat, n-are cum să nu fie. Bun, 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 bun. O să pun zap-ul. Pun PK. Aoleu, mâncața, dar ce-ai făcut, bossule? Dar din câte văd, moare foarte repede, aia e problema. Și clar nu mai are nici măcar o șansă. O să pună Skeleton Army, bineînțeles. Bun. A, dar mi-a dat om. Haide că trebuie să fie meci câștigat ăsta, n-are cum să nu fie. O să punem așa Aero și toate astea ca să vedem. Stați așa că mă sună careva. Stați că mă sună careva. O să pierd. Alo, da? Da, bună ziua. Da, ați ajuns la adresă? Da, pe la ce oră ajungeți? Două jumate, trei. Pe la trei e ok. A, perfect, bine atunci. Da, 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 e perfect, bine atunci. Bine, bine, mulțumesc, la revedere. Oh, de cum vă vreau?
Deci, vă zic o chestie. Nu jucați niciodată Clash Royale în timp ce vorbiți la telefon. Îți dai seama, bă. Îți dai seama. Era curierul și m-a făcut să pierd battle-ul. Dar asta e doar practic, nici măcar n-am cum să-l câștig. M-a făcut să pierd. Bă, ce bulangim. Îmi pare tare rău. Mă, cât de mi-e ciudă că am pierdut. N-am fost atent, știți? Ați văzut? Nu știu, nu pot să fiu atent în timp ce joc. Habar n-am. Îmi pare tare rău. Deci da, deci da. Și că are să-mi aducă 6 colete. Închipuiți-vă, 6 colete. Mamă. Am zis că poate visez, dar nu, dar chiar are să-mi aducă 6 colete. Nici măcar nu mai știu ce, despre ce era vorba. Am uitat. What? De ce face asta? Ah, ca să pună aia, mă. Ok, și nu mai are elixir. Și noi ne ducem frumușel cu băieții grei. Dăm un rage, te rog, eu nu da niciun zap, nu da absolut nimic. A, e ok. E ok. Hai că iau turnul. Îl iau. Dă-i și încă o dată, Bun. Bun. Prea bun. Prea calațar. Aaa, cât de nașpa. Ok. Bun, măcar am distras atenția. Ok, e ok. Dacă îi dau un zap, îi distrug, deci să mă duc pe partea cealaltă. Ok, de ce pui mă ăsta, mă? De ce pui mă? Băi, stai cu minte. Bum. Ok, nu știu, dar vă zic, deck-ul ăsta e genial. Bineînțeles, mă duc tot cu wizard-ul. Nu mai știu dacă avea... A, o să pună iarăși ăsta... Da, v-am zis eu că o să pună iarăși. Ok. Bun, măcar l-am luat, e ok. Măcar l-am urât. Eu pot să-i dau un zap și aia e, n-am treabă. Uite, hai că el distrug acum. Oh, și cozonac. Mă duc pe partea cealaltă. Ca să îi distrag atenția pe partea cealaltă. Și mă duc pe partea asta ca să nu mă omoare. Dăm un zap. Ok, hai că e ok. Cred că am făcut acolo o greșeală. Ce faci, bă, băiatule? Păi, dar pui din aia la mine, mă, te dai la mine, mă, băiatule. Doamne ferească, Sfântul, n-am mai văzut așa ceva. Oameni nesimțiți. Păi așa vă jucați voi cu oamenii, mă. Așa vă jucați voi cu oamenii. Avea Eros. A, dar stai că nu-i are. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. BOOM! Îmi place să-i țin în suspans, îmi pare tare rău. Aia-i viața. Ok. Ne apropiem de arena 12, ceea ce e ok. Ok. Faza e că eu acum mă grăbesc tare mult să filmez pentru că am azi un program foarte, foarte încărcat. Și am și un mare, mare anunț. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, neapărat urmăriți-mă pe Instagram pentru că urmează să plec în altă țară și de-abia aștept să vedeți cu ce o să fie. O să fie mare nebunie, credeți-mă. Urmăriți neapărat pe Insta Story și pe Instagram pentru că o să postez foarte, foarte des acolo și niște chestii absolut extreme și o să urmeze niște chestii de vis. De vis. Ce mă, Bitdefender-urile? Ce costă Bitdefender-urile? A, câtă greșeală fatală să facă omul. Îmi pare tare rău. Îmi pare tare rău. Și direct pe turnul mare ne ducem pentru că suntem prea nebuni. Să mă duc direct pe turnul mare că oricum cred că am dat destul de damage. Da, am dat o grămadă. Ok. Taka taka taka. Ah! Nu-i dau zap.
pentru că o să-l folosesc degeaba după aceea. Până moare Dorează. S-ar putea să mă ataci pe partea cealaltă. Vă zic eu că să mă ataci pe partea cealaltă. Dar el acum, vă zic eu, pune de nervi. Pune de nervi. Vă zic eu că pune de nervi. Cam ar trebui să mă apăr, că el acum o să vină în forță și nu știu cum să fac. Ok, o să dau un zap. Oricum nu vreau să-l las, să câștige, nu-l las. Una. Bom, ok. Haide! Nu mai am! Salvează-mă! Să mă duc pe partea asta? Sau să mă duc direct? Ah, dar ce faci, mă? Păi, dar din astea faci cu mine? Nu mai fă din astea, te rog eu, din tot sufletul meu. Și lasă-mi pe Pekka în pace! Ce fac? Mă duc pe partea cealaltă? Hai să-l fraierim pe fraier. Și să ne ducem și pe partea cealaltă. Ce spuneți? Oh, stai că s-au enervat băieții! Ok, s-a cam enervat băiatul. Îmi pare rău, boss. Asta e situația, no? Ei, na? Stai că e... A, face tot posibilul să-mi ia, mă. Te rog eu, nu pune. Te rog eu, dacă distruge, e prea bulangiu. Mortus Călătorus. A făcut tot posibilul să tragă de timp și să-mi ia turnul, dar din păcate nu a reușit și aia e meci câștigat. 3514, ne apropiem de Arena 12 și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Și îmi pare tare rău că acel curier ne-a făcut să pierdem. Hei, salutare!